Casa Dariei din Vinita a fost distrusă de o armată rusă cu o zi înainte ca ea să îmbrace rochia de mireasă. Tânăra nu a renunțat însă la sesiunea foto planificată în casa copilăriei sale. Conform Libertatea.ro, povestea Dariei a devenit virală pe Facebook după o postare a Victoriei Homenko, managerul trupei ucrainene de rock Ocean Elzi, renumită în Ucraina. După ce orașul Vinita a fost bombardat de Rusia, cuplul se gândea să amâne toate evenimentele planificate din perioada nunții. Ei au decis însă că inamicul nu va reuși să ne intimideze sau să ne fure viitorul, scrie Victoria Homenko. Ei pot să ne bombardeze fericirea, ei pot să ne atace visul, însă nu vor reuși niciodată să ne distrugă voința, potrivit postării. Daria s-a fotografiat în rochie de mireasă în casa distrusă de militarii ruși. Mireasa și-a propus să arate omenirii crimele comise de Rusia pe teritoriul orașului său. Fotograful ucrainean Demian Iv a prezentată lumea contrastelor din Ucraina, mireasa care visează la un viitor luminos și ruinele cauzate de forța distrugătoare a unui stat agresiv. Daria a pozat cu buchetul de nuntă pe fondul ferestrelor stricate, al tavanului bortelit și al unor bucăți mari de beton, pământ și lemn împrăștiate peste tot. Ucrainenii au apreciat decizia Dariei, menționând că Vladimir Putin trebuie să înțeleagă că Ucraina nu poate fi distrusă, relatează Libertatea.ro.